Salut, sunt Daniel Osmanovici și vă invit să ascultați o trecere în revistă a evenimentelor care mi-au atras atenția. Zilele de luni ai zice că sunt grele, bine chiar sunt, dar lăsăm la o parte această filozofie și vorbim despre faptul că timid începe să se vorbească despre COVID. Se vorbește și pe la noi, mecanismele de raportare nu prea mai funcționează. Ne chinuim să ne numărăm și atunci când vedem cifre de ordinul miilor, spunem că sunt forme ușoare și nu e cazul să ne panicăm. Oricum, avem vaccin și proceduri. Nu avem, în schimb, proceduri pentru drone, fie ele căzute la noi sau la bulgari. Păi da, au ajuns să cadă și pe acolo. Și media de la noi a luat foc. Dronă rusească cu încărcătură explozivă la bulgari. A fost subiectul care a mers peste tot. Iar noi am dus mai mulți militari în Dobrogea. Am coborât radarele, mă rog, în felul în care scanează. Acesta a fost ajustat. Deocamdată, economia ne face mai mult rău decât aceste drone, pentru că Banca Centrală Europeană a crescut rata dobânzilor, din nou. Asta înseamnă, pentru cei care nu cunosc economie sau mai puțină economie, că e ceva care nu merge bine cu economia. Inflația economiei europene e prea mare și trebuie să scadă sub 2%. Economia europeană a încetinit și previziunile sunt sumbre pentru anul acesta și pentru anul viitor. Parte din vină sau partea motivului este că economia Germaniei nu merge cum trebuie și ea e motorul economiei europene. E ceva vreme de când e grevă în industria americană. Un oraș întreg, Detroit, e în grevă. De ce e important pentru europeni că industria auto din America e în grevă? Păi, e simplu. Impactul asupra economiei lor se va simți și peste ocean. Dacă ceva se întâmplă, ceva cu economia Americii vreau să spun, se va întâmpla și în restul lumii. Să nu uităm de criza sau crizele venite de peste ocean. La ONU a fost mare discurs al lui Biden și Zelensky. Polonia s-a supărat pe Ucraina. O continuare a conflictului legat de grâne și acum poate și cu livrarea de arme. Și toți au vorbit despre încălzirea globală și pandemie. Marea Britanie a lipsit. E pentru prima dată în istorie când se întâmplă asta. Și oricum, acasă, a anunțat că amână puțin măsurile legate de încălzirea globală. Musk vrea să facă fostul Twitter, actual X, să fie pe bani. Motivul principal sunt utilizatorii falși, adică boții. Uitasem să vă zic despre UK că acolo e mare vâlvă cu un dirijabil care se pare că impresionează prin performanțe și prin poluare redusă. Dacă revenim la noi, accidentele auto au fost peste tot, alături de verificările șoferilor pentru consumul de droguri. Și că tot veni vorba, oare câți dintre noi și ai noștri copii au consumat droguri sub formă de dulciuri? De altfel, România este în vrie acum și pare că fiecare aspect al vieții de zi cu zi e atins de acest flagel și taxele. Poate că e de fapt, dacă e să te uiți, atât de important, pentru că de la 11 ani copiii sunt deja considerați consumatori în România. Suntem prinși pe picior greșit, a câta oară, fără educație sau acțiuni concrete pe care să le desfășurăm. E de menționat totuși că serviciul antidrog e prezent la multe evenimente cu informații, doar că pare că nu sunt luați în seamă. Pe A7 a fost o explozie, cu 5 morți și alți 8 răniți sunt în stare critică. Un parlamentar de Vaslui a fost prins cu mega mită. Chestii urâte, dar nimic nou. Nu de alta, dar pe A7 au mai fost probleme. Parlamentar și mită nu e un subiect nou, iar campania electorală abia a început. La final, ne relaxăm puțin, dacă puteți, pentru că în Anglia, la o expoziție dedicată descoperirii corpului uman, intrarea a fost printre două nuduri, care erau apropiate. Era nevoie să te strecornițe el ca să intri. Inteligența artificială, pe de altă parte, e din ce în ce mai des invocată ca fiind soluția prin care vom descifra limbajul animalelor. Un comentariu pe acest subiect mi-a atras atenția. Balenele vorbesc de câteva sute de milioane de ani, noi de câteva sute de mii de ani. Deci, cum o să știm că nu le jignim? Chinezii au descoperit cum să recicleze bateriile litiu-ion mai bine decât o facem acum și o altă baterie pe cale să apară. O baterie care ține mult, mult, cu adevărat mult. În Libia e trist pentru că e revoltă după inundații, asta pe lângă foamete și molimă. Marocul își revine încet și sigur după cutremur. Și prețul petrolului crește de la o zi la alta. Gata, ne auzim curând. La bună auzire!